veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Revenim la tematica Hristos, ispășirea. Lecția aceasta va purta titlul Fiii răscumpărării. Scopul lui Dumnezeu a fost de a duce pe mulți fii la slavă, ceea ce El a creat inițial și a fost compromis în parte de diavolul și de păcat. Dumnezeu a refăcut prin cel de-al doilea Adam și iată că de 2000 de ani, în mod special în lucrarea din biserică, Dumnezeu naște fii prin Evanghelie, oameni pentru împărăția sa. Vom vorbi despre înfiere și despre maturitatea la care Dumnezeu vrea să-i ducă pe oameni. Odată ce am fost născuți din nou, Dumnezeu vrea să ne crească și este scris că El nu dorește ca să rămânem tot copii și să ajungem la statura plinătății lui Hristos, ca să fim oameni mari. Odată ce am intrat în familia lui Dumnezeu, filiația aceasta ne dă drepturi speciale. Noi nu mai suntem niște robi, chiar dacă noi trebuie să avem acel gând de a ne socoti ca niște robi și de a sluji lui Dumnezeu din inimă, noi avem drepturi de fii al lui Dumnezeu. Este un har care trebuie prețuit și abordat cu toată responsabilitatea, dar și cu toată bucuria. Să privim procesul acesta de la regenerare, de la nașterea din nou, până la desăvârșire. Se spune pe bună dreptate că păcătosul este materia primă cu care lucrează Dumnezeu, Duhul Sfânt. Prin puterea de a crea și de a crește, face din el, în timp, un fiu de Dumnezeu cu întreaga capacitate de manifestare. Scriptura prezintă în Vechiul Testament câteva imagini a ceea ce înseamnă să fii adoptat într-o familie, să intri cu statut de fiu. Amintiți-vă de Avram, căruia Dumnezeu i-a făgăduit că îi va da un fiu. Fiul care va prelua moștenirile materiale lui Adam, dar mai mult făgăduințele. Și el, potrivit cu legislația vremii, a zis în Geneza 15, versetul 2, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Dumnezeu i-a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Deci, și în planul familiei lui Dumnezeu, nu o slujire înaintea lui Dumnezeu urmează să ne facă pe noi moștenitori cu drept de fii, ci în primul rând nașterea din Dumnezeu. Deși aparent Dumnezeu, ca și Avram, părea că nu poate naște fii spirituale, căci toți oamenii care s-au născut generație după generație erau păcătoși. Ceea ce este încă o dată dovedit prin cazul Ismael. El a fost născut în chip firesc, cum am fi noi, din cel din tâi Adam. Și în capitolul 17, după ce, într-o anumită măsură, Avram s-a împăcat cu ideea lui Ismael, Dumnezeu i-a zis de la versetul 19, cu adevărat nevastă Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Aici este o imagine a bisericii chiar care naște copii pentru Dumnezeu, pentru Părintele nostru etern. Naște câte unul, că fiecare are nașterea lui. Noi nu suntem născuți la grămadă. Fiecare are geneza lui proprie. În aceeași carte, Genesa, capitolul 48, avem o nouă imagine a înfierii, 48:5. După anii aceia de durere, Dumnezeu i-a îngăduit lui Iacov să-l vadă pe Iosif și chiar să-i vadă urmașii, și când l-au vizitat, el a zis, acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului înainte de venirea mea la tine în Egipt vor fi ai mei, Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Și cuvintele spuse de Iacov au avut valoare, pentru că pe întreg parcursul Vechiului Testament,
În timpul funcționării lui Israel ca stat, Manase și Efraim au fost numărați între ceilalți. Pentru că așa a dorit Iacov. Ăștia sunt ai mei, îi înfiez și vor purta numele alături de ceilalți. Și se spune seminția lui Manase, seminția lui Efraim. Pe de altă parte, este nevoie ca fiecare altă generație să fie înfiată de Dumnezeu. Este nevoie ca și fiii lui Iosif și fiii noștri și a fiilor noștri, la rândul lor, să fie înfiați de Dumnezeu și să aibă o paternitate duhovnicească. Moise, în Exod capitolul 2, a avut parte de o înfiere inversă. El era născut evreu și au vrut egiptenii să-l înfieze la ei, să moștenească tronul lor. Și scrie în 2:10, copilul a crescut, ea l-a adus, e vorba de sora lui de Maria, fetele lui Faraon și de mama lui, apoi, și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Există tentația aceasta de a smulge copii, chiar dintre copiii noștri, prin diferite sisteme diabolice și de a fi înfiați. Și s-ar bucura diavolul, exact cum a zis și către Mântuitorul, dacă vrei să mă accepți, îți dau ție împărățiile. Dar nu se merită. Și Moise a cumpănit bine și a refuzat înfierea în casa lui Faraon, rămânând înfiat mai întâi ca slug și pentru eternitate apoi ca fiu al lui Dumnezeu. Tot pe aproape, în Exod capitolul 4, Dumnezeu a zis despre întreaga națiune, versetul 22 și 23. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Și dacă Dumnezeu s-a angajat să-i înfieze, scrie apoi în Noul Testament, în Romani, capitolul 9, că evreii beneficiază de un har pe linia aceasta. Printre avantajele lor, scrie aici, ei sunt israeliți, au înfierea. Și apoi adaugă altele, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. În Noul Testament, așezarea ca fii în casa lui Dumnezeu, în familia sfântă, este lucrarea Duhului. Duhul ne adoptă, ne naște din nou și apoi ne așează ca fii în familia aceasta. Iată ce scrie aici în Romani 8 despre procesul acesta, huiotesia, adoptarea. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mă aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. După cum copilașii naturali spun în mod normal primele cuvinte Tată și Mamă, și noi îi spunem pe bună dreptate, dintr-un simțământ normal, natural lui Dumnezeu, Tatăl nostru, slăvit să fie El. Ne simțim ca și copiii ai Săi. Și acesta este un mare har. Și evreii au trebuit să suporte același proces. Nu le-a fost suficientă înfierea din Vechiul Testament. Iată ce scrie în Galateni, capitolul 4, versetul 1. Dar câtă vreme moștenitorul este nevrâsnic. Eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Deci ei aveau harul acela, dar încă erau într-o stare de robie și nu-și regăseau întreaga libertate și statut de fiu. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege, pentru că întâiul fiu trebuia să fie Hristosul și după el, ca să răscumpere și pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. După cum se ruga Domnul Iisus de atâtea ori, Tată, te rog, fă așa. Tată, eu te-am proslăbit. Uite, cum zici tu, așa fac? Amintiți-vă că Dumnezeu pune la loc de cinste ascultarea. Ori dacă este onoare să avem un asemenea Tată, este și o grijă continuă
de a-L asculta și de a-L cinsti ca Tatăl al nostru. În Noul Testament, după cum există și în realitatea naturală, se întâlnesc în viața de credință diferite stadii de creștere. Astfel, copilăria, pruncul acela nou născut, grecescul brefos, este o stare de la care pleacă fiecare. Starea aceea de care se îndoia Nicodim, se mai poate naște un om bătrân? Și apostolul Petru scrie în 1 Petru 2:2 astfel: și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Fiecare a fost copilaș, nimeni nu s-a născut mare. Toți avem nevoie de învățături primare pentru ca să ne dezvoltăm în mod armonios. Mai întâi lapte și apoi hrană tare. Dar din nefericire uneori sunt copii retardați, copii care întârzie să se dezvolte. Și în Noul Testament, sub termenul de nepios, avem ideea de oameni neînvățați, needucați, copilăroși. Și să vă dau câteva citate, 1 Corinteni 3, citim de la 1: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos, dar diferiți de prunci aceia care numai cât se pocăiseră, ăștia erau mai curioși. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tarcă, și nu le putea suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, deși ca vârstă aveți câțiva ani. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Iată care este stadiul de dezvoltare a unora. Copilăroși. Se joacă și la 25 de ani. Sunt foarte rare posibilitățile în viața de toate zilele să-l vezi pe unul că merge la servici cu jucăriile în jantă. Ar părea ceva foarte curios. Și totuși, se poate întâmpla în viața de credință ca unii după ani și ani de pocăință să se tot cramponeze și să se agațe de lucruri mărunte, să se certe de la lucruri bizare și să nu fie în stare să ierte, să îngăduie, să gândească curat, să fie în stare să lucreze ca un om mare. Nu poți să te bizui pe ei, sunt copilăroși. Un alt aspect apare în Efeseni 4, versetul 14. Oamenii aceștia, în stadiu de copii, n-au un fundament al crezului lor. Și adaug Evrei 5:13, unde din nou se exprimă durerea pentru astfel de oameni încă rămași copii. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Oamenii aceștia ajung spre maturitate, grecescul huios, fiu matur. Că și cei care sunt de 20 de ani și le trăiesc părinții, ei sunt tot copiii respectivilor, dar sunt deja mari. Chiar dacă nu au maturitatea și experiența părinților, sunt deja maturi. Și sub expresia aceasta, de aceea v-am dat expresii diferite în care Noul Testament în greacă pare mai explicit decât cel românesc în unele privințe. Că nu-i tot prunc și cel care e născut de curând, că așa e normal, că n-are mai multă vârstă, mai mulți ani, și cel care e tot prunc. Iar când s-a adresat Dumnezeu din cer în Matei capitolul 3 și a spus câteva cuvinte despre Fiul Său, cel care a scris această Evanghelie, a notat că nu s-a referit la Fiul lui Dumnezeu ca la un prunc născut, ci ca la un fiu mare, 3:17. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Vedeți, nouă ne sunt drăgălași copilașe mici. Să știți că lui Dumnezeu îi plac copiii mari.
în aceștia își găsește plăcerea. Și iau acum un text din 2 Corinteni 6, unde vom vedea că acest statut de fii mari trebuie să se refere și la noi. Că noi trebuie să ajungem asemenea plinătății lui Hristos, statutului său de om mare. După ce scrie de la versetul 14 să nu ne înjugăm cu lumea, să facem deosebire între lumină și întuneric, între bine și rău, ni se oferă șansa de a locui împreună cu Dumnezeu și apoi scrie de la versetul 17, în concluzie, de aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingi de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Iată ce statut binecuvântat avem. Când ajungem la maturitate, intrăm în proces de desăvârșire. Acesta este scopul lui Dumnezeu cu noi. În Vechiul Testament, în ebraică, erau mai mulți termeni, vă dau doi. Shalem, ceea ce înseamnă drept sau terminat. Și celălalt, tamin, perfect. Când se cerea ca jertfele să fie perfecte, ca un simbol al Fiului Dumnezeu și apoi a nostru, după imaginea sa. 2 Cronici 8:16. Aici este vorba de finalizarea lucrărilor de la templu. Amintiți-vă că el a fost făcut după o schiță din cer și a fost făcut perfect din cel mai prețios și ales material. La fel trebuie să arătăm noi când vom fi desăvârșiți că noi trebuie să fim un templu. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon. Din ziua când s-a pus temelia casei Domnului, de la originea lucrării, și până în ziua când a fost isprăvită casa Domnului, a fost, deci, isprăvită, terminată. Și Proverbe 2:21, aici se referă în mod concret la oameni, căci oamenii fără prihană vor locui țara, oamenii perfecți. Și oamenii neîntinați, fără vicii, vor rămânea în ea. În Noul Testament luăm de asemenea doi termeni, teolis, care înseamnă desăvârșit. Roman 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșit în sensul de perfect. Așa trebuie să devină mintea noastră și va deveni în momentul în care vom înțelege voia lui Dumnezeu. Și vom deveni și noi în faza în care vom trăi ceea ce mai întâi am asimilat în mintea noastră. Celălalt termen este catartizo și este trecut în 1 Corinteni 1:10. Și cred că e bine pus pentru corinteni. V-am spus că ei parcă întârziau să se dezvolte, să se maturizeze. În înțelesul său semantic înseamnă ajustat complet, reparat. Căci chiar dacă pe parcurs au fost unele abateri, l-a rectificat la cota desăvârșită. 1:10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi și să fiți uniți în chip desăvârșit, reparați perfect, într-un gând și o simțire. Iată ce reparație fină, ce aparate minuscule, la ce unități de măsură, până la nivelul gândirii și a simțirii, vrea să ne dreagă Dumnezeu în mod desăvârșit. Doamne ajută! De aceea Dumnezeu lucrează zi de zi la desăvârșirea noastră, deși uneori întârzie. După cum întârzie procesul inițial, am vorbit la momentul potrivit când zice Pavel galatenilor, dar iară trebuie să iau de la capăt până se va naște Hristos în voi și apoi până va lua chip în voi și până când veți crește spre desăvârșire. Hai să ne uităm acum, după ce am văzut etapele acestea, ce înseamnă, de fapt, să fim fii al lui Dumnezeu? Ce ne aduce starea aceasta? Dacă
un copil de pe stradă, un biet cerșetor, ar fi înfiat de o familie bogată, câte modificări ar apărea? Dintr-o dată nu-l mai vezi în acel loc. Va apărea în alte haine. Va avea un alt înscris nominal. Va avea alte activități, alte condiții de viață, alt viitor și poate multe altele. Dar asta înseamnă doar din stradă să le ia să-l ducă în casă. Dar Dumnezeu ne ia din lume și ne duce în cer. Și asta e o diferență mult mai mare decât să fii fără părinți sau să ai părinți muritori. Noi vom avea și avem deja un tată veșnic. Frați și surori de-a lungul istoriei și geografiei și pentru toată eternitatea. Noi, prin înfiere, ne dobândim o nouă natură sau chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acum o mai păstrăm în mod fizic, din acest punct de vedere, dar noi trebuie să dobândim calitățile interioare. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este îndurător, este plin de bunătate. Și toate astea se scriu în noi, se cristalizează. Dumnezeu le formează cu dibăcia și cu opera Sfântului Duh. Iată ce scrie în Romani 8, 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Amintiți-vă de acea declarație izvorâtă din naivitatea și sinceritatea unui copil când a văzut pe cineva că s-a comportat frumos cu el, i-a zis, cine ești? L-a asemănat cu cineva din dumnezeire și respectivul frate i-a spus cu responsabilitate, într-adevăr, aproape te-ai dus până la realitate, sunt frate cu Iisus. Altfel nu și-a explicat copilașul de ce s-a comportat cu atâta iubire, cum numai Dumnezeu poate să aibă. Omul nu poate să nască așa ceva. Spune apoi în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17, ca să vedem că Duhul lucrează schimbarea naturii în noi, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este slobozenia. Noi nu suntem ținuți pe menghină sau pe strung și Dumnezeu ne așchează forțat. Dumnezeu lucrează în libertate. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și în timp ce ne uităm atrași de iubire, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Pentru că zi de zi, punându-ne se în față imaginea Lui Hristos, noi devenim din ce în ce mai asemănători cu El. De a-mi putea purta toți imaginea aceasta, cum își dorea cineva zicând, aș vrea să fiu un simplu cui din spatele tabloului Fiului Dumnezeu. Tot să-L vadă pe El și să se îndrăgostească de El. Acest proces, cum spuneam de la minte, trebuie să cuprindă toate ariile vieții noastre. Nu se poate să rămână vreun domeniu, vreo mână, vreun deget care să nu fie atins și schimbat. Totodată, noi ne bucurăm de afecțiunea și de grija paternă a lui Dumnezeu. Noi, dacă plângem, are cine ne lua în brațe. Dacă avem necazuri și dorințe, avem cui le spune. Dacă suferim, cineva știe că suferim și ne poate calma durerile sau cel puțin ne poate asista și ajuta. Iată ce scrie în 1 Ioan capitolul 4, versetele 7 și 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. El ne-a descoperit-o, ne-a arătat-o, El ne învață. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Unde învață oamenii mai multă dragoste dacă nu în familie? Dragostea aceea de mamă, de tată. Dumnezeu, prin Domnul Hristos, ne-o dă și aceea de soț. Vedeți, noi avem foarte multe griji materiale, cu ce să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm pentru locuință. Și de aceea, priviți toate acestea, tot în raportul acesta de fii și tată, a spus Domnul în Matei 6, cu versetul 32, arătând diferența dintre noi și cei din lume. Fiindcă toate aceste lucruri, nevoile acestea ale vieții,
Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Dar cum se face uneori că totuși purtăm unele grijuri noi singuri? Și ne frământăm. Dumnezeu știa nevoile noastre înaintea noastră. Dar Dumnezeu știe și metoda de rezolvare a nevoilor noastre. Și nu numai că o știe, o și aduce la îndeplinire. Pentru că au fost situații în care noi n-am știut cum să ne descurcăm, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Așa cum a zis Avram la muntele la care Domnul va purta de grijă. Și mai adaug un pasaj din 2 Corinteni 1 și vreau să vă gândiți la acest aspect și să vă sprijiniți pe harul acesta atunci când treceți prin necazuri. Când poate soțul nu știe să-ți vorbească frumos sau soția devine și ea dură ca un bărbat firesc, când copiii poate nu știu să-ți recompenseze toate grijile, nu uita ce scrie aici în versetul 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeilor cărei mângăieri. Îl prezintă pe post de Părinte, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Amin. Și în al treilea rând, tot din înfiere va rezulta răscumpărarea trupului și primirea moștenirii. Că noi nu vom putea intra în posesia lucrurilor cerești în trupul acesta, carnea și sângele nu rezistă nici la drum până acolo, de cum să le moștenească. Dar vom primi un alt trup. Așa că pot să fie bucuroși și cei care îmbătrânesc. Mă refer cei care sunt mai aproape de bătrânețe, că de bătrâni toți bătrânim. Că ei vor intra pe moșie tineri. Și cât de bogată va fi moșia și cât de frumoasă va fi casa, eu nu vă știu spune. Vă spun doar că sunt făcute de Dumnezeu. Și El este mai mare maestru decât orice artist de pe pământ. Moștenirea ne așteaptă sus la Dumnezeu. Iată ce scrie în Romani 8, mai întâi, referitor la trupul nou pe care îl vom primi. Tot rezultat al înfierii, 8 de la versetul 23. Și nu numai ea, natura, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. E vorba de ultima fază a înfierii, când vom purta un trup ca al Tatălui. Și citesc apoi din 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a născut la o nădejde și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, păstrată în ceruri pentru voi. Și până atunci, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Casele de aici, oricât le aranjăm, se învechesc. Sau cel puțin se schimbă modelele. Dar ne așteaptă o casă în cer. Și Apocalipsa prezintă câteva imagini frumoase. Una vă citesc și din capitolul 2, versetul 17. Îi putem spune buletinul care îl vom primi, cartea de identitate. Un card ceresc. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Acolo vom purta și numele lui Dumnezeu, vom purta numele nostru nou pentru veșnicie. Și scrie tot în Apocalipsa 21 cu 7, după ce prezintă cerul nou, pământul nou, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Iată unde țintește filiația noastră. La moștenirea slavei cerești a lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrurile acestea nu sunt neapărat o noutate,
sunt un adevăr cum nu este mai mare altul. E un adevăr suficient pentru noi ca să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte și să ajungem moștenitor prin credință alături de toți sfinții lui Dumnezeu. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să tindem la desăvârșire. Acele lucruri nestricăcioase și neîntinate sunt pentru nestricați și pentru neîntinați. De aceea zice Petru, dacă astfel de evenimente și de lucruri ce vor succeda după ele, după cele apocaliptice așteptăm noi, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Merită să ne mai potignim și să rămânem tot copilăroși? Sau ar trebui să facem un efort să ne ridicăm și să creștem în statură înaintea lui Dumnezeu? Să nu mai țină Dumnezeu istoria în loc până ne dezvoltăm noi și să aducă odată împărăția sa, pe care o are pregătită pentru noi. Truda cea mare este să ne formeze pe noi. De aceea puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este lăsat aici, aici este efortul cel mare. Cerurile sunt mai simplu de realizat. Și Domnul Hristos, acolo, deși fiind în sesiunea sa de mare preot, tot pentru noi lucrează. Desăvârșirea la care vrea Dumnezeu să ne ducă este comparabilă, ba chiar de aceeași esență cu desăvârșirea sa, cu desăvârșirea divină. Domnul Hristos spunea în Matei 5, după ce a predicat acele idealuri și principii înalte, parcă punctând ca o concluzie în versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și tot despre desăvârșirea lui Dumnezeu, pentru că El este desăvârșit în sensul sfințeniei, El nu păcătuiește. De aceea zice în 1 Ioan 3 cu 9 că cine născut din Dumnezeu nu păcătuiește, că nimic din Dumnezeu nu poate ispiti, nu poate să fie ispitit. Este imun, am putea spune, la ispita, la tentația răului. De aceea orice creștere spre maturitate te face mai puternic în fața păcatului. Îți crește zidurile redutei tale și până devii invincibil. De asemenea, Dumnezeu este desăvârșit în căile sale. Dumnezeu întotdeauna are ideea desăvârșită. El nu greșește în ceea ce face, în planurile sale, în cuvintele sale. Noi putem greși uneori din nepricepere. Nu ne-a dus mintea mai mult. Dumnezeu este absolut. Și vă citesc pentru aceasta din Psalmul 18, versetul 30. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. De aceea, să nu puneți la îndoială cuvântul Scripturilor, că este echilibrat, este judecat bine de Dumnezeu. Nu intră în discuție. În privința neprihănirii pe parcursul Vechiului Testament, avem câțiva oameni declarați neprihăniți. Trebuie să înțelegem că a fost vorba de o neprihănire relativă, de o neprihănire în raport cu ceilalți care erau păcătoși, de o neprihănire dobândită prin jertfele care le aduceau. Dar oricum, au dat dovadă de un caracter apropiat cu al lui Dumnezeu, apropiat cu spiritul legii, al cuvintelor sfinte. De exemplu, spune Scriptura despre Noe. Noe era un om neprihănit, Genesa 6 cu 9. Și de aceea Dumnezeu l-a scăpat prin corabie când i-a nimicit pe ceilalți păcătoși. Un alt exemplu special și despre care chiar vreau să citim, Iov 1, acest patriarh a fost prezentat de Domnul, nu doar de scriitorul vechi testamental, și iată ce a zis în versetul 8, Domnul în fața satanei, foarte important de reținut. Deci Dumnezeu a demonstrat diavolului că oamenii pot să trăiască și să dobândească starea aceasta de neprihănire. Chiar în orice condiții. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Și după încercările acelea a rămas la fel. Vă rog, gândiți-vă la câteva declarații, fără să mai citim, pe care le face Iov. El își amintea că încă din copilărie
a sprijinit pe orfan și pe văduvă și totodată nu și-amintea să-l mustre cugetul pentru vreo faptă rea din vreo zi. Sau vreodată vreo slugă, zice el, să fi certat cu el și să nu fi fost drept în analiza lucrurilor. Cât atenție! E adevărat, pe de-o parte, trebuie multă veghere. Dar și după ce te obișnuiești să faci binele, deja începe să meargă în mod natural. Că la cei care s-au lăsat de țigară acum 10 ani, le mai vine să fumezi? Nu, dimpotrivă. Dacă te-ai lăsat de anumite vorbe ușoare, de judecăți și de cleveteli, s-ar putea când cineva te provoacă, imediat să-ți bată mintea în sesizare și conștiința să spună, nu te lansa în astfel de cuvinte stricate. Iar natura aceea care o dobândim în final, ne va conferi puterea de a rămâne în starea aceea de neprihănire și de a ne simți bine. De a pluti tot timpul și de a nu mai cădea la sol. Iată și un alt caz de neprihănire, 2 Cronici 20, împăratul Ezechia. De la versetul 2, el spune în rugăciune Domnului. Și apoi continuăm cu 3. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta, și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Iată că acest tânăr împărat, ceea ce a făcut în toată țara, mai întâi a trăit în viața lui și el a deschis ușile casei Domnului după ce le închisese tatăl său Ahaz cu dorința de a se închina el mai întâi lui Dumnezeu și apoi toți ceilalți. Iată că se poate trăi și ca împărat în mod curat. După ce Dumnezeu a prelungit viața, a avut o slăbiciune, s-a mândrit. Foarte dibac este diavolul. Și putem fi încercați în diferite forme, că nu e ușor să fii desăvârșit, dar trebuie să te lupți pentru asta. Din zi în zi. În Noul Testament, noi trăind în epoca Harului, avem efectiv Harul să fim ajutați de Dumnezeu. Și dacă am scăpat puțin și am stângăcit și am făcut ceva slab sau rușinos sau nepotrivit sau am greșit, imediat ne cerem de iertare. Poate primim o anumită nuia, dar suntem sfințiți. Așa am citit în Evrei 12 atunci, că pedepsele de după păcătuire ne sfințesc și Dumnezeu imediat retușează greșeala care a apărut în ființa noastră și lucrează într-una la desăvârșirea noastră. Este un proces complex. Se spune că un maestru a luat pe un grup de ucenici, i-a pus în fața unei calote de marmură și le-a zis, în grămada aceasta de piatră eu văd un cal și voi trebuie să dați jos tot ce încurcă să nu se vadă calul. Și au început dintr-o dată să truncheze, să dea la o parte și cât a cât așa, ca o pictură a unui copilaș care atunci învață să acționeze culorile, semăna a cal, că avea patru picioare și o formă de cap și un trunc solid. Dar cât trudă le-a luat ucenicilor până să facă fiecare încheietură, fiecare păr poate din coama calului să-l schițeze cât mai real. Asta e greu. Dar există o echipă întreagă de artiști care ne lucrează și dinăuntru și de din afară. În primul rând, celul care lucrează pentru desăvârșirea noastră este Domnul Hristos. El este marele păstor despre care spune Evrei 13 cu 20-21 că ne va desăvârși. Și eu vă citesc acum ce scrie în Petru, 1 Petru 5 cu 10, că știți că și Petru a avut un moment mai dificil, dar a revenit cu lacrimi la procesul de desăvârșire, 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, la moștenirea aceea de care am vorbit, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Nu există desăvârșire fără suferință. Vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. De aceea, pe bună dreptate, își merită locul și următorul verset, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Duhul Sfânt lucrează la desăvârșirea noastră, în permanență. Ne-a pecetluit pentru ziua răscumpărării și procesul continuă, ne-a dat arvuna și în final ne făgăduiește moștenirea dacă stăm
sub prelucrarea sa. Cuvântul, hai să citim în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 25 și 26, chiar 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, de un alb imaculat, de un cristal desăvârșit. Iată de ce atâta trudă, de ce atâta rugăciune, de ce atâta predică, de ce atâta studiu, de ce atâta suferință și atâta post și atâta efort, pentru că prelucrarea aceasta durează. Tot despre cuvânt citim în 2 Timotei 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, să dea înțelepciune, să învețe, să mustre, să îndrepte, pentru ca omul lui Dumnezeu, sau puteți zice fiul lui Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Deci, de o desăvârșire aceea, cum am spus despre lui Dumnezeu, desăvârșire în natură, ca trăire, și desăvârșire în lucrare. De asemenea, Dumnezeu în procesul de săvârșire a lăsat diferiți lucrători, evangeliști, proroci, păstori, apostoli și toți ceilalți, cu același scop al desăvârșirii. Iată ce scrie în Efeseni, la capitolul 4, versetul 11 și 12. El a dat pe unii apostoli și toți ceilalți pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Și Coloseni 1, versetele 28 și 29. Pe El, adică pe Domnul Hristos, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Trăiești în fiecare zi sub impactul acestei realități. Te lupți în fiecare zi să te poți prezenta ca un om desăvârșit și să desăvârșești pe alții. Copiii tăi, soțul tău. Spune Scriptura că soțiile care au soț necredincioși își pot mântui soții. Doar atât să-i vadă botezați? E un prim pas important, necesar. Dar după aceea, să lucreze mai departe, chiar dacă va curge sânge, zis așa, și lacrimi. Se luptă pentru desăvârșirea cuiva. E un scop pentru viața aceasta. Și dacă vom privi scopul acesta, nu ne vom mai crampona de idei de genul ai botezat, e mântuit, are Duhul Sfânt, are desăvârșirea în el, dacă nu luptă-te cu aceeași dăruire. Doamne, ajută-ne! În Vechiul Testament, toate lucrurile ținteau în vederea desăvârșirii la ziua ispășirii, la ziua cea mai înaltă, singura zi în care marele preot intra în locul preasfânt, în care se înfățișa considerat așa înaintea lui Dumnezeu. În Noul Testament, ziua cea mai vizată este ziua răscumpărării, ziua în care noi, în procesul mântuirii noastre, vom fi totalmente răscumpărați și duh și trup și vom fi înfiați într-un mod ireversibil. În Epistola către Evrei, expresia perfect de desăvârșit apare de 17 ori. Dacă veți citi cartea aceea cu atenție, veți vedea, acolo se spune în mod repetat. Vechiul Testament a realizat un stadiu. Mântuirea prin Hristos a realizat stadiu final. Jertfa lui Hristos dă o desăvârșire veșnică, o perfecțiune. Și în privința aceasta vă citesc din Zaharia 3, unde în mod profetic, ținând cont de ce a fost în Vechiul Testament, se puncta ceea ce urma să fie nou legământ. 3:9. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însu voi să pace trebuie să pat pe aici Domnul oștirilor și într-o singură zi voi înlătura nelegirea întregii țări prin Hristos. În ziua aceea, zice Domnul, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin, simbol al odihnei și a răscumpărării veșnice. Și încheiem punctând două idei scurte. Originea înfierii este înainte de creație și se va finaliza la cea de-a doua venire. De atunci și până atunci, Tatăl lucrează și apoi se va odihni împreună cu noi sub viță și sub smochin. Ce dorință ar trebui să se nască în noi și ce silință totală
să realizăm alături de Dumnezeu scopul acesta, că e pentru El, dar El oricum îl atinge, dar e și pentru noi. De aceea Scriptura pune într-un mod desăvârșit chemarea aceasta și preocuparea omului, când scrie, dar să te ții și să slujești Domnului Dumnezeului tău în totul, totului, tot, fără nicio rezervă, fără nicio excepție. Numai așa se poate, numai așa vom dobândi acele lucruri. Zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, că nici nu pot să le descriu în mod complet, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Cum zice Pavel apoi în Filipeni 3, vizând finalitatea drumului nostru, 3 cu 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile gloriei lui Dumnezeu. Iată, dar ce har! Să fim înfiați, dar să creștem spre maturitate. Să ne bucurăm aici de grija lui Dumnezeu și de iubirea sa. Să investească Dumnezeu atât de mult în noi, începând cu Fiul Său și ajutându-se, dacă vreți, cu îngerii, cu natura și cu noi ceilalți din jur, ajutându-ne unii pe alții. Să atingem stadiul acesta de fii mari ca Fiul Său. Și apoi nu ne rămâne decât să intrăm în moștenirea veșnică. De aceea, dați-vă toate silințele. Că într-o zi vom zice altfel, acesta e Domnul care ne-a făgăduit că ne-a mântuit. Iată că ne-a mântuit. În anticiparea și așteptarea acelui moment, cum zice Petru, să ne silim, să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.